În orașul de 5 stele se tot macină pavele. Sunt Mircea Gebescu, profesor în orașul Giurgiu și candidez la primărie și la Consiliul Local, deoarece m-am săturat de aroganța administrației centrale și locale. E timpul demnității. Giurgiuveni, luați-vă primăria înapoi. Din iunie 2008 vă aștept la o cafea în primărie, ca să discutăm și să rezolvăm. Votați Ochiul! Votați PNCCD! Fiți cu ochii în patru pe toate cele patru buletine de vot. Sunt Mircea Gebescu, profesor în orașul Giurgiu și candidez la primărie și la Consiliul Local, deoarece m-am săturat de aroganța administrației centrale și locale. Sunt Mircea Gebescu, profesor în orașul Giurgiu și candidez la primărie și la Consiliul Local, deoarece m-am săturat de aroganța administrației centrale și locale. E timpul demnității. Giurgiuveni, luați-vă primăria înapoi. Din iunie 2008 vă aștept la o cafea în primărie, ca să discutăm și să rezolvăm. Sunt Mircea Gebescu, profesor în orașul Giurgiu și candidez la primărie și la Consiliul Local, deoarece m-am săturat de aroganța administrației centrale și locale. E timpul demnității. Giurgiuveni, luați-vă primăria înapoi. Din iunie 2008 vă aștept la o cafea în primărie, ca să discutăm și să rezolvăm. Sunt
Mircea Gebescu, profesor în orașul Giurgiu și candidez la primărie și la Consiliul Local, deoarece m-am săturat de aroganța administrației centrale și locale. E timpul demnității. Giurgiuveni, luați-vă primăria înapoi! Din iunie 2008 vă aștept la o cafea în primărie, ca să discutăm și să rezolvăm. Sunt Mircea Gebescu, profesor în orașul Giurgiu și candidez la primărie și la Consiliul Local, deoarece m-am săturat de aroganța administrației centrale și locale. E timpul demnității. Giurgiuveni, luați-vă primăria înapoi! Din iunie 2008 vă aștept la o cafea în primărie, ca să discutăm și să rezolvăm.